Bun găsit din nou! Când spui avântul Reghin, n-ai cum să nu-ți aduci aminte și de Vili Stoica. Veteranul care de curând a împlinit vârsta de 38 de ani a lăsat mingea deoparte timp de câteva minute și a vorbit pentru Dareghin TV despre experiențele sale de la fiecare echipă, unde a evoluat, ce înseamnă pentru el postura de antrenor și nu în ultimul rând despre momentul trist din viața unui jucător, retragerea din fotbal. Vili, ești veteranul echipei avântul Reghin. Cum ai început să joci fotbal? Care este povestea ta? Am început să joc fotbal la vârsta de 8 ani, deci acum exact 30 de ani. Am început la Metalul Reghin și după aceea ne-am transferat cu regretatul Maiogan la Vântul, cu toată echipa, fiindcă echipa Metalul s-a desființat. La vârsta de 15-16 ani am promovat la echipa mare, la vârsta destul de fragedă, cum se zice, tânăr. Am jucat până la 23 de ani în divizia C și de la 23 de ani am făcut pasul la divizia B, la ASEA Târgu Mureș. Acolo am evoluat 2 ani de zile, după care după 2 ani de zile m-am transferat la Gaz Metal Media și echipa unde m-am simțit eu cel mai bine și am stat cel mai mult, aproape 6 ani de zile. După 6 ani de zile de la Gaz Metan am plecat în prima ligă, destul de târziu, la Gloria Bistrița, unde am evoluat aproape un an de zile. Ce a însemnat pentru tine debutul în Liga 1? Vă dați seama, e ceva deosebit. După cum am mai și zis, pentru un jucător venit de la un oraș micuț, era un vis pentru mine. Când începem să jucăm fotbal, ne gândim să devenim fotbaliști, să ajungem măcar în divizia. A fost ceva deosebit și păcat că s-a terminat repede. Tu faci parte și din lotul actual al echipei și din staful tehnic. Cum ți se pare echipa? Lotul s-a reîntregit aproape în totalitate în această vară, au venit foarte mulți jucători buni. Cum arată echipa în acest moment? Echipa arată, în punctul meu de vedere, foarte bine. Suntem bine pregătiți, trebuie să lucrăm un pic la omogenizarea echipei, dar suntem mai puternici decât anul trecut. Cum ți se par adversarii din serie? Adversarii din serie mi se pare că am prins cea mai tare grupă din seria. Seria 6 mi se pare cea mai puternică, cu adversari destul de puternici care aspiră să promoveze. Chindia Târgoviște, care Liga 2 tot timpul, e de tradiție. FC Argeș, Pitești, iarăși o echipă de tradiție. Și știu eu, surprizele pot să apară pe parcurs. În ce direcție crezi că se îndreaptă fotbalul românesc de astăzi? Din păcate, vă dați seama, ca și în alte domenii, noi ne suntem strict legați de economia țării și când economia merge scârție, cum se zice, imediat și celelalte domenii au de suferit. Totuși, anul acesta, da. Atât Steaua, cât și celelalte echipe, Pandurii, Petrolul, Astra, au avut evoluție foarte bună în preliminarii. Unele s-au calificat, altele nu. Cum ți s-au părut pe ansamblu echipele și evoluția? Da, Steaua, într-adevăr, Steaua a jucat foarte bine, echipă puternică, cu un staff foarte, foarte priceput, acolo niște antrenori foarte buni și cred că ne-a făcut să fim mândri de ei. Celelalte echipe au încercat pe cât se poate, dar să dea totul, să facă o figură frumoasă. Unii au reușit, gen Pandurii, celelalte mai puține. Dar pe ansamblu eu zic că nu ne-am făcut de rușine. Te-ai gândit o clipă la momentul retragerii? Bineînțeles că orice jucător, da, sper un an de zile să mai duc și să-mi pun ghetele în cui, așa aș vrea. Dar nu se știe niciodată, știi cum, la fotbal să nu spui niciodată. Îți mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana Bendriș. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!